unii prosperă prin munca asiduă, alții recurg la alte mijloace pentru a parveni. Vreți să știți care? Urmăriți celebra PC, menajer asistent, de Ana Hanș. Thank you.
după lupisii pe care îl gândeam în fiecare dimineață aici. Schimbă să o treabă de dragă. Ei schimb creion de buze, de ochi, ruș de buze, de dermatograf și o reșată vreau să-ți ascund o rândurile alea de la să te le ascund. Sutie tare să țină pieptul sus. Sutie mânta fără până în spate. Eu sunt acela care pot de grijă altora.
ignorat chelile astea? Nu. Am să văd eu cum ai să te descurci. Am să te iau. De prod. Așa că eu am să plec. La revedere. La revedere. Dar nu uita să ai grijă să dai cu niște cremă pe mâinile alea, da? La revedere. Mental, nu cu
aplicat în curiectie. Dar voi ce faceți aici? Ne zic că nu vreau talent. Și ce talent aveți voi? Desenatoare. Nu mai spuneți. Adică vă mai înțeleați pe mine. Situația poate avea o finalitate amiabilă sau chiar hilară. În continuare, veți urmări instrumentarii palele de Ștefan Dumitrescu. Înțeleg. De fapt,
Nici nu mă așteptam să găsesc o persoană care să-mi spună: Doamnă, v-am luat bărbatul, îmi pare rău, vă rog frumos să mă scuzați, să mă scuzați. Mi-a făcut treaba cu el, luați-l. Doamnă, să vă întrebați, nu plec de aici fără el. Sau moartă! Doamna, să fie clar, aici nu-i vorba de dragoste. E o problemă de viață și de moarte. Ce fac eu cu doi copii studenți? Asta se te întreb dumneata. Exact, este o problemă de viață și de moarte. Fiind atunci când m-a părăsit, am avut mii de nopți în care n-am putut închide ochii. Încercam să vă imaginez circunstanța Mântuirii în parc. Vă vedeam mereu făcând dragoste. Imaginea nu ieșea din minte. Pe el îl vedeam clar. Chipul, nasul, linia buzelor, ochii, pe dumneavoastră te vedeam confuz de fiecare dată alta. Imaginează-ți că am avut multe ori să vin să vorbesc cu dumneavoastră. Nu am avut curajul. Dumneavoastră ești... Ai cu pe un său vorbeam. N-am venit aici să ascult scopetanii și nici să vine să laude. Problema e că ceea ce ai făcut dumneata e o faptă oribilă și trebuie să o îndrepti. Am discutat problema copiilor și e hotărât ca la divorț să luăm un copil. Ce? Ești nebună cu coana! Așa ceva este imposibil! Atunci plătim pensia alimentară. Ești o canalie! Ce este asta cu conflictul afară să știi că mă înscrie? Da. Nu primesc sfaturi de la o moșică, de la una care sparge casele oamenilor. Te rog să te ții, sunt ingineră și lector la Politehnică. Ești o târgă. Dacă erai ceea ce pretinzi că ești, te gândeai și la copii. Nu-i rușim, n-arul, mă faci frântă în casă, mergi la Paris și pe gata afară. Nu vreau să ies. Dă-mă tu afară dacă poți. Ești o dată afară, femeie neușinată ce ești. Ticor, lasă! Nu mai faci odată că lua neușinată. Și dacă mă mai poftești afară, te bag în casa ta de pe rând. Ai înțeles? Pur și simplu, mă vreau să te mântuiesc cum a putut pietrul să stea cu tine mult la o zi. Te poftesc afară, doamnă, și prin momentul acesta nu mai avem ce discuta. Îți spun că nu o să stea cu tine mai mult de un an. Ce vrei? Nu am ieșit din minții.
Crezi că mie mi-a fost ușor? Pur și simplu, în prozirul ce a putut să mi se întâmple, că ceva n-am plățit niciodată. Și pentru mine a fost îngrozitor când am trezit cu casa cu schie. Am urlat dacă vrei să știi ca o fiară în jundia. Scuze doar că nu fac asta ca să te distrug pe mine ta sau ca să îți distrug familia. O fac pentru viața mea, cu schie. De ce l-ai urlat, nene? Trebuia să iei altul, unul liber care era văzut, dar nu să strici o casă. Te rog să pleci. Nu plec, până revine el. Îl aștept. Dar ți-am spus că este hotărât definitiv să nu se mai întoarcă. L-am întrebat doar ce are de gând să facă cu tine ta. Dacă se mai întoarce sau nu, ca să nu mă întoarce. Nu se întoarce pentru că îți spune tine ta. Dar cum ne-a nu mai ținut cu mirea la acum, dar de ce nu mai trebuie să ne apoi? În primul rând că nu știam de tine. În al doilea rând, nu aveați de copii. Și apoi, nici măcar nu erați căsătoriți legal. Te rog, nu plec până nu vine el. Și mai ales fără el. Și nici o să ne batem la chiori. Și o să ne avem în bătare. Dacă așa e felul cu mitare, fii sigură că nu se mai întoarce. Nu e așa felul meu de a fi. Dar îi spune la pământ. Dacă spui că îl iubești, n-am nimic împotrivă să vă mai întâlniți din când în când. Dar să vin acasă, să-și vadă de copii. Așa ceva nu se poate, nu pot, nu. Atunci, nici eu nu voi renunța. Mă voi bate toate mijloacele. Nu s-a scurcule. Sunt Alisa. Dumneata, nu poți să înțelegi că noi nu contăm. Dacă el decide să rămână, dar dacă dumneata îi spui să se întoarcă la copii, se întoarce, fii convinsă. Nu pot, înțelege-l. Dacă aștept să-ți cad la picioare, poți să aștepți mult și bine. Dacă vrei să aștepți, rămâi sub trajerie, e o bucătă tot. Doamnă, să nu crezi că stai așa ușor de mine? Să-mi fi spus măcar dumneata că are de gând să mă părăsească. Am fost complet nepregătită. Mi s-a părut că se năruie cerul pe mine. Știu, am fost nepregătită. Și eu am urlat ca și dumneata. Cred că nu te bucur că te-ai răsignat. Nu. Viața mea a trebuit să la copii, la greutăți. În fond, e un ticălos. Dar ușor de amândouă. Ne-a distrus viața unora și noi ne batem pe el ca niște proaste. Dar nu cred că e un ticălos. Are un suflet bun. Cred mai bine dacă trăiește un om slab. Ușor, inventat. Poate. E, ce facem, doamna? N-am ajuns la nicio concluzie. Asta nu schimbă cu nimic. Atunci, nici eu nu voi pleca. Îl aștept. De fapt, spune. Îl iubești? Îl iubești cu adevărat? Da, normal. Adevărul este că eu nu mai iubesc când am intenția mea. Dar a intrat în viața mea, face parte din ea. De fapt, chiar nu mai iubesc. Dumneata nu mai fi deloc. I-am și spus odată, când ne-am întâlnit la o conferință. Așa e de spus. Sunt prins, sunt legat de mâini și de picioare, sunt copii. Știu că v-ați mai întâlnit, dar spune-mi, te rog. V-ați uitat? Niciodată.
Ți-a cerut? Te-a rugat? Da, da, o singură dată. Mi-a cerut, dar nu am acceptat eu. Bine? Da, bine. Nu știu, eu, dragă mea. Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ești așteptat. Nu, doamna? Nu, da. Pe mine m-a așteptat. Ăsta nu este pe 46. Ba da. Scarabei apartament 14. Scarabei apartament 14. Ce? Scarabei? Persoana respectivă stă la scara A. Ce fac? Nimic. Mă scuzați. Mă scuzați. Așa simte și trăiește eroul scenei de liber, o dramatizare a unei schițe de Dan Băieșu. Iacob,
De ce v-am venit dumneata să avem condiții de cuceca? V-ați tu. Deci o iubiți și vreți să vă căsătoriți. În această situație, ca să aflăm tot adevărul despre noi, sper că de acum încolo nu ne veți mai deranja și nu ne veți mai cica. Dacă nu este ce vezi, el este un donat. Fiți fără grijă. N-am să vă șicanez. Din moment ce vă iubiți, nu am nimic să vă reproșez. Sentimentul dragostei poartă totdeauna respect. Vă urez să fiți fericiți. Mulțumim! Care tremură în spatele cortinei pentru noi,
și care ne oferă certitudinea că nu vom rămâne replica în gând. Monica Făgădar. Și putem să facem și noi teatru. Domnului actor Cornel Miron. Cel care ne-a încurajat pe parcursul acestor ani. Mulțumesc! Vă rog să mă aveți puțin de răbdare, până în spatele acestei cortine se aranjează un nou decor. Un nou decor pentru piesa de teatru în trei acte a centrului de zi numărul 1 din Cluj-Napoca. Piesa se intitulează Ivovnice Bol de Maramureș, scrisă de Mihai Traistă și este interpretată de seniorii de la centrul de zi, senior care aparține trupei de teatru din ansamblul Armonia Seniorilor. Mulțumim! Decorul de se aștept în spatele noastre, emoțiile noastre au mai scăzut. Spuneam înainte să începem că am emoții. Nu știu cum suntem, vreo 10-15 emoții așa pentru tot ce se întâmplă astăzi aici. Ale mele au trecut, dar sincer să fiu emoții și pentru cei care urmează, pentru aspeții noștri. Să dea pentru o să așeză, să vin el în casă și într-o spune.
nu, atât am n-am plecat cu el. Nu mai am timp să schimb o vorbă cu cineva. S-a aflut și eu ce mai e nou în sat. Și eu la fel de cineva, ce crezi din astea din sat? Nu știu dacă e adevărat sau nu. Așa trebuie să chimitezi, că... Gata, vreie să trebuie. Musai să fie adevărat, că unde nu-i foc, nici ce? Am gândit și eu, că dacă vreie să fie la fel. Că dacă n-ar fi niciunul, n-ar trebui să fie la fel. Și cine e? Păi trebuie vreiesc că mama, nevasta și totul după urmă, e bovnica greului. A răbătat-o cu exact! Nu bovnică, ci nu. E vreți nici mie nu mi-a venit să cred. Păi ce mi-am fi crezut? Te rog, numărocită, la biserică o face pe zi rămăsița? N-am trebuit la nicio o drenie sau de ce. Ies nu pe mine, nu mai pomenesc. Mă vezi cu vecină, că făcea pe Sfânta. E răsa lumea de capul ei, că ne face satul de poveni. Tu n-o dau pe șculze. Cum poate să-și facă joc de așa mândru om cu micodul tău? Și pantofi de la iunie trebuie să fie ale vecinului. La bine? Exact. Nu vrei vecină. Să n-am cum să-mi fac frica de genul vecinului. Așa, să mă ajute Dumnezeu. Mi-a povestit doamna Rusandra Noarea sa. I-a dus la creșor și așa e de vorba. Și vorba m-a ajuns să mă gândesc. Atunci doamna mi-a povestit cum notarul l-a văzut pe Fileu, cumpărând din târg de la Sighe, sună de mătase cu problema și m-a tropelat. Să rămâi la fără rost marine. Dar cine a văzut că părăvoastră s-a pus sună nouă și poate o în schimb de marată, de nu mi-au văzut. Să fi fata o trăiță prinzare. Nu mai știe ce să facă de viață ce. Așa e, că Doamne bine cum aduce cu pădurarul. Păi, cine-o văzut-o vreodată cu sapa în țarină sau cu greb la pe tâmpi? Ce ești de cine-o? Că nici în draja noastră nu intre magopața. Are slugă? Nu. Așa e cum au vecina. Dar tâmpnoața nu știe să-și cinstească bărbatul. S-a știe pe subanță. E doar că eroi mai mori. Ce bine e unul de trăit pe lume. Iar eu de când mă trezesc și până noapte. Ce e eu la pe aia, vecina? La banii căpuțului eu m-am așezat aici la o groță și am uitat de vizită. Mă duc în mine noastră în duminică. Așa trece ziua de vizită pe mine. O noapte, o asemenea și în ziua. Florță, tina a fost sâtă. Iar știi ce noapte am să petrec un lucru al ei? Nu mi-a mai făcut. Ce-ar plecat fierea ieri în casă? Mai are buleata neobrezarea de o poneglit pe bara? Când ea se ține cu bărbatul ei? Tățat o vrește de imbomica, imbomica în cod de topor. Nici nu ia să lucru bine din casă, că pădurarul deja e în patul ei. Nu mi-o povestit mie mama ca cu tine. Că l-au văzut pe cod în topor, ieșind din ograda ei, ce căuta la ea? Că doar nu s-o dus să-i ceară la păsfințită în toiul nostru. Nu cu mine știe ce familie v-a spus. O lorbă și jumătate. Doamne, să ai așa un sos ca lucru și să-l înșel cu altul. Ce-o fi în capul ei? Eu i-aș avea așa un sos, i-aș suca frumele cu așa. O, fiu nașcu al meu. Niciodată nu mai am frate, nici nu mă țugea. Numai la bani și la gheșeturi este capul. Vai de tinereța mea! Dar să nu-mi stric sara cu gândul de plăcute. Mai bine mă duc să aduc o ieguță de pălincă de pere, de aceea de place. Domnul, că i-a plăcit tata, nebunie.
Lasă-l să este repede, să-i curată, da. E parte, e care a zis, e parte cu ce s-a ajutat. Să nu-i nu mai cum e. Ia o bărbăra de teorii! Tu ești mă bărbate! Dar rădăte, dar pe cine ai putut? Păi, tu ai zis că te mult, dar sunt mă lăsat! Dacă ai lăsat de ce? Nu mai am decât de la mine în casă de ciurești sau poate. Ia nu mai vorbi prostii, că ești om bătrân și fără minge. Mai rău ca mă vor! A fi cu minge sau fără minge, dar vă credeai că dați în anii de sărbătoare. Și ai adus și părintă pe masă. Ascultă tu, rugumba, tu e ferește. Ce trece prin papionașule? Eu zbeteam, abia mă mai țin de picioare, iar tu, pălicama, tu sunt de cucama, frate. O zis că bine să ne explică, că de câteva zile încoace nu mai am nicio putere să învârte casa cu mine. Au, că iar mi se face rău, mă lăsai, Ionașule! Azi, de ce mă fac? Au, Ionașule, mă lăsa să mă prăbădesc! Ce vă fac am avut? Să nu mai avem nouă! Ba, eu mă rog! Ba,
nu vreau de mă bat marca. Atunci, dacă vrei să nu mă rog, să nu mai rogi. Și să nu mai dai crezare la tot ce stă în cap ca linci de țapinat și ne trebuie de bună. În loc să mă crezi pe mine, îi crezi pe ei. A, eu vreau să iei de pe ei. Da? Dar ce? Dacă vine că nu spun numai, în seara asta la noi, te cu tocul. Mașcule, nu mai grăi prostii, că ea mi se face rău, iar o să mergi. Nu, Nicola, nu, Nicola, dar cum ar avea pe care m-am zis? Că nu o să mai fie de-aia de părintea ta. Așa se face, mașcule, să nu-i crezi. Țapinarii te pot mințâi, potatorul te poate mințâi, ochii te pot înșela. Să-ți dorm la acasă, nu? Acum...
avanti, o mai lascia che il potuto con lui altro si zoglia. Se non vuoi lasciare con un tono, non te già vai colocato. O buscato, cari stirca, ci mi rimasse tutti un po' di dolore. Non fai dorme, tutti a voi che mi sento un mazzo di petoso. Ma come avevo avuto per la scena di loro chitarra?
Paula asta e și pe mine de nu mă pot să zic. De ce nu e dumneata ce știne de mărică și nu-ți vezi în lume? De ce nu e neapărat să mă nenorocesc? Regina, aici eu când conduc eu de-a fiind, dar mi-am rog. Dar azi, ce-ți folosea și din Italia să vezi ce-i cu fac în el? Păi poate folosea, pe poate nu folosea, dar nu e să-i cu până nu văd. Mai, e chiar cum comunez, știu eu cine e eu, n-aș cua la atrat. Deci de văd să fac ca o patiră, până să vă ieși de acolo. Dar tu mi-ai dat eu, dar eu vreau să. Eu am venit, m-a rugat lucrul să-i marchez o lucrurile. Ăsta n-are niciun Dumnezeu. Acea are pentru tăcerea, pentru ce nu dracu pentru mărți.
Râie la nevata aia, scrie! Destul, spune ce dorești! Apa, aș avea nevoie de reale pentru iară. Patru părâni. Bine, am să pun pe cineva? Dar te vei aduce acasă, că n-am vreme să mă duc după el. Bine, am să pun pe cineva să-ți te aduc acasă. Da, ai cu prurba, dar nu te-ai cu probul. Bine, și acum? Nu vă vreau,
Adică ei nu mă mir că nu înțelegi, că nimeni nu înțelegi. Stau într-un loc, îi treabă celălalt. Ia nu mai vorbim pilde și spune odată ce ai pățit. Am pățit bine că care lucru care se răbde Domnului. Eu prima parte te plin pe tine cu lucru trăbat, dar o plin pe nevasta pădurare care a pus în subat. Ai prins-o pe Iza? Ce? Cum? Cum? Mă lasați, mă mulțumesc! Bă! Dar tu chiar nu am dat nimic de mai! Ți-i mai mă și cu nu știu de pe o dată de sub tipa! Hai! Vă să zic așa, nu am făcut pe urmă! Nu mă vizit la final, e bă, dar o bă, dar nu te-ai plecat! Nu mai găsesc, o tare spărere.
tată, nu-i treaba mea. Du-te, Ionașule, du-te! Pădurarul n-o să-ți rămână dacă te salvezi viața. Pădurile-ți apunează, ai dreptate. Du-te, Ionașule, du-te! Vai, mătușă, dragă tine, odată o veni și la mine lupul și atunci o veniți Ionașul. Dar bine că o prins-o și pe Iorba Liza, să vadă cum îi sargele și să vadă și lucrul ce poamă e nevastă să am. Dar mare dreptate aia nu mă duc. Vezi, eu nu mi-e carte. Da, și voi nevestele din ziua de azi, nu știți cum se ține unii pofti, să nu afle nici statul, nici bărbatul. Nu știu, mă, că știu, ai dreptate. Vezi, eu nu mi-n cadere. Când eram eu ca tine, îmi ținea 3-4 pofti deodată, zice, nu știa unul de altul, da, mică, să afle și alții. Ștefan al meu, mare fie țărâna ușoară, mare încredere avea în mine. Odată mă țineam cu un fece din satul vecin. A murit Dumnezeu să-l odihnească, că tare iubăresc mai era și frumos ca un înger. Stăteam noi așa și ne drăgosteam, Ștefan al meu strigă să-i deschid ușa. Exact cum am pățit și eu cu lucrul ăsta. Dar eu nu am ascuns în cămară, ci după cuptor. După cuptor? Și nu m-a fost frică. Nici un pic. Intră Ștefan al meu, eu sar de gâtul lui, îl mângâi, îl drăgălesc. Dar el zice, de ce n-ai deschis ușa când l-am strigat eu? Că m-am îndrăguț și până l-am ascuns. Așa era Ștefan al meu, mare credere avea în mine. Dar cum l-ai ascuns? Unde l-ai ascuns, zice el? Ce explic? La început mă facă din foarte, foarte cald. Mă ridic, mă duc spre ușe, ușa de afară, deschid ușa, întind un LBD, uite așa, și încet, 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 mă duc și spun, hai, iubitule, hai, repede, 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 cât e o moară pe patul meu, hai, îl scot, închid ușa normală și gata, nu-i nicărit. Cum să fie, dacă l-ai scos afară, zice bărbatul meu. Așa era Ștefan al meu, ar fi băgat mâna în foc pentru mine. Da, cât mai erai, mătușă. Ai dreptate că în ziua de astăzi, nevrasele nu mai știu cum să țin un drăguț. Yes.
când am ajuns în livada Domnului Pătural, când m-am gândit să ajung, m-am gândit să ajung înaintea Rilucu. Înaintea Rilucu, ca să mă pot înțelege cu Domnul Pătural, că acolo ar fi să o fac. Nu mai atâtul este capul. Când am ajuns în livada, în livada Domnului Pătural, și Rilucu cel Mare, văd două teme care se împache mama tău. Gata, omor, Rilucu Pătural. Avem zile mai bune, zile mai bune, repetiți, așa e de acolo.